Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de săptămâna trecută documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții, înființare parcare auto, zona policlinica numărul 2 din municipiul Călăraș, faza studiul de fezabilitate. Valoarea totală a investiției este de peste 413.000 de lei, la care se va adăuga TVA. Astfel se are în vedere amenajarea unei parcări auto după standarde moderne, cu implicații în crearea unei surse permanente de venit la bugetul local, prin concesionarea și închirierea locurilor de parcare către locuitorii din blocurile adiacente. Proiect de hotărâre numărul 18, privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție în ființare parcare auto, zona policlinică numărul 2, municipiul Călăraș, județul Călăraș, faza studiului de fezabilitate. Da, aici aș vrea să vă spun, e vorba de terenul în proprietatea Consiliului Județean în spatele la Policlinica 2, unde acel teren avea reclamații, că sunt foarte multe gunoaie și cetățenii reclamă de mult timp. Și aici Direcția de Patrimoniu a întocmit un proiect tehnic ca să putem să realizăm o parcare a celor care vor locui în zona acolo. Deci e vorba de un teren suprafață de 1380 de metri pătrați. Deci el arată, prezentarea noastră arată cam așa, aceasta este starea actuală. Deci, cum și domnul președinte a menționat, nu numai locuitorii, dar și colegiul medicii care profesează în Policlinica numărul 2 ne-a trimis o sesizare privind cum mai le aruncate. Deci zona... Deci acolo sunt niște arbori, acum și o groază de gunoaie. Deci, în urma unei analize și unei agreri din partea domnului președinte, vrem să realizăm această parcare cu un număr de 61 de locuri, pe care ulterior vom veți hotărâ în ce regim vom pune la dispoziție oamenilor din zonă. Da. Mulțumesc, domnul Oteanu. Dacă ce-am avut, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Pune participare la vot? Domnul Tăpeanu. Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 18 a fost aprobat.